Este un alt pasaj pe care vreau să-l aduc înaintea voastră ca să exersăm împreună modul în care am putea să ajungem la semnificația unui text și în felul acesta să citim Biblia cu scop, cu semnificație, da? Cu folos pentru fiecare dintre noi. Primul lucru pe care eu îl fac într-un pasaj atunci când îl studiez este să însubliniez verbele care mi-arată care sunt propozițiile pasajului, da? Mi-arată care sunt propozițiile pasajului. După ce am aflat propozițiile, văd care sunt propozițiile principale și le separ de propozițiile secundare. Când am aflat propoziția principală, de acolo aflu tema pasajului. Dacă am aflat tema pasajului, aproape că treaba este terminată. Da? În cazul nostru. În cazul nostru. Care sunt verbele? Ar cădea, sunteți, ridicați, ia seama, să nu fii ispitit. Da? Avem. Una, două, trei, patru, cinci propoziții. Ca să aflu propozițiile secundare, de obicei am elemente de legătură. Elemente de legătură. Dacă le observi, îți va fi foarte ușor să le delimitezi. De exemplu, chiar dacă este un element de legătură, nu are cum să fie propoziție principală asta. Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, ce? Nu are logică propoziția singură. Voi care sunteți duhovnicești? Care sunt? Nu are sens propoziția singură, da? Să ridicați cu Duhul blândeții pe el, pe omul ăla, da? Ridicați-l cu Duhul blândeții. Este o propoziție principală. Ia seama la tine însuți. Este o propoziție principală ca să elementul ăsta de legătură arată din nou că este o propoziție secundară. Așadar, avem două propoziții principale. Să-l ridicați și ia seama la tine în sus. Adică, pasajul acesta ne vorbește despre reacția noastră, reacția omului duhovnicesc la căderea unui frate. Și reacția aceasta este cuprinsă în două părți. Aici e primul lucru și aici este al doilea. Cu privire la el, ceva cu privire la fratele meu, vire la el și cu privire la mine. Ce zice despre ce ar trebui să fac cu privire la el? Scriptura spune, nu să-l calc în picioare, nu să-l vorbesc de rău, nu să-l bârfesc. Scriptura vorbește foarte clar aici despre un păcat accidental, nu despre o trăire în păcat, nu despre păcate scandaloase care intră sub disciplina adunării, dar nu trebuie să distorsionăm pasajul ăsta ca să ne iasă nouă cine știe ce doctrină care ne-ar conveni nouă, da? Deci, trebuie să-l ridicare, da? Asta e. Ridicarea fratelui. Asta e prima mea responsabilitate, prima mea reacție, da? Prima. Ridicarea fratelui. Dar spune despre fratele ăsta că el a căzut, fiți atenți la aspectul ăsta, dar nu-l trecem repede cu vederea, a căzut deodată într-o greșeală, da? Are un accident. Da? Are un accident. O greșeală, o călcare pe lângă. Da? Despre asta este vorba. Bun. Ridicarea fratelui. Cine trebuie să facă această ridicare? Cine? Scriptura ne spune foarte clar. Cei duhovnicești. Cei duhovnicești. Cei neduhovnicești nu o să-l ridice. Observați aici. Cei duhovnicești să-l ridicați. Fratele meu care a căzut în o greșeală, într-o situație în care cineva a căzut într-o greșeală, este nevoie de cineva duhovnicesc. Ca din greșeală, din greșeala asta, să se ajungă la ridicare. Da? Din greșeala asta să se ajungă la ridicare. De la greșeală la ridicare este nevoie de un om duhovnicesc. Da? Deci avem o greșeală, ăsta e primul pas, avem omul duhovnicesc care intră în acțiune și în al treilea rând avem ridicarea. Și ne spune Scriptura și cum să facă ridicarea asta. Cu Duhul blândeți. Cu alte cuvinte,
cu alte cuvinte, omul duhovnicesc este un om blând. Uitați aici. Omul duhovnicesc este un om blând. Omul duhovnicesc este omul potrivit pentru cineva care a căzut într-o greșeală. Omul duhovnicesc este capabil să ridice pe cineva. Textul este absolut superb, da? Și al doilea lucru, zice aici să luăm seama la noi înșine, da? Și ia seama la tine însuți. Atenție la propria persoană. Deci după ce l-am ridicat pe fratele meu, nu zic, eu sunt grozav, eu sunt extraordinar, da? Nu. Încep să mă uit la mine însumi. Nu continui să mă uit numai la alții, mă uit la mine însumi și îmi dă motivul ca să, de ce să mă uit la mine însumi, da? Îmi spune, unde să mă uit? La mine? De ce să mă uit? Datorită ispitei. Vezi? E foarte interesant. Apostolul nu zice aici uite-te la tine însuți ca să nu cazi și tu într-o greșeală. Zice ca să nu fii ispitit. Faceți diferența, da? Ispită și greșeală. Da? Nici măcar să fiu atent, nici măcar să nu fiu ispitit, zice. Da? Vedeți diferența? Că de la ispită se merge în sensul ăsta la greșeală, da? Și eu trebuie să am grijă la primul nivel. Zice. La primul stadiu, la prima etapă, să nu fiu ispitit, să nu prinde ispita la mine, că dacă prinde ispita la mine, voi ajunge în greșeală. Deci pasajul ne vorbește foarte clar despre reacția omului duhovnicesc la căderea unui frate. Și reacția este că el îl ridică pe fratele ăla, nu zice că îl ignoră, da? Nu zice, vezi de treaba ta, uite-te la tine, nu te băga în seamă, uite în curtea ta, toți greșim. Și toate vorbele astea pe care le auzim noi, în general, chiar de la unii care își spun creștini. Nu! Apostolul nu asta spune. Apostolul spune, primul lucru este să ridici pe fratele tău. Dar spune cine să-l ridice, cine, cei duhovnicești, și spune cum să-l ridice. Da? Astea sunt trei detalii pe care ne le lasă. Cine să ridice, cum să ridice, da? Cu Duhul blândeții, și pe cine. Pe cel care eu crezut într-o greșeală, da? Sunt trei detalii foarte simple pe care ne le las în pasajul acesta.